piesă, piesa. Mulțumesc, mulțumesc cu drag. Sentimente intense, asta înseamnă. Sentimente. Ce-mi plac sentimentele intense. Noi dansăm pe această piesă, să știi, pe în fiecare dimineață aici, la Star Matina. Avem tot felul de coreografii, de nebunii, de... Dar să știi că au început și pe internet să facă mulți coreografii și să-mi trimită. Se dansează de la salsa până la... până la merenghe, chiar și zumba am văzut că se face pe piesă. Păi avem și noi un clip. La, ia să pregătește doi acum să vedem. Un cuplu care a făcut pe piesa ta o super coreografie. Cine? Eu am primit o grămadă. Să știi că eu pe melodia ta făceam foarte bine sală. Da, și sală, da, pe noi mi-a trimis Alex. O puneam pe repeat acolo la sală și să știi că îmi dădea o energie de nu... Nu mai plecam de acolo 3 ore. Este, este intensă piesa și este. Hai să vedem. Ia să vedem. Ia să vedem cuplul care dansează. Da, mă, da. Lângă tine simt că pot să fac orice în viață. Ai pasiune în privire, frige totul în tine. Mă topesc de drag că simt că mă săruți. Ești frumoasă și cu mine, multora nu le convine. Ne iubim în lumea noastră, restul nici nu mai contează. Ești frumoasă și cu mine, multora. I-am șeruit și eu, da. Deci ce să mai fac un concurs? Că am primit foarte multe filmulețe și mulți dansează pe piesa asta. O să vreau să o filmez pe Rosa și pe Maria, că au și ele o coreografie. Da, da, senzațională. Și cred că o să, și cred că o să pun și negativul cu text ca să facă oamenii și karaoke, pentru că deja văd că se cântă. Am văzut multe filmulețe pe Instagram din mașină. E cred bine. E bine, a intrat bine piesa. Nu știu, mulțumire sufletească. E cea mai mare mulțumire sufletească și mă bucur că într-un timp atât de scurt reușesc să, să fiu printre videoclipurile populare. În momentul ăsta sunt pe locul 3, de exemplu, în topul popularității pe YouTube. Super, ceea ce e foarte bine, nu mă așteptam. E, e satisfacția cea mai mare și asta datorită fanilor, datorită like-urilor și share-urilor. Vă mulțumesc cu toată dragostea, sentimente piesa intense. Piesa are deja 1.600.000 de vizualizări. Deci, da, mulțumesc, e bine. Asta super tare. Crește, crește oricum, lasă. Important este că e pe placul tuturor și că la concerte, de, la, de prima dată când am cântat-o, nici nu lansasem, la final deja spectatorii cântau cu mine refrenul. Și asta, asta m-a făcut să mami, cred, tare, să exact. Cred în refrenul ăsta și ați văzut cum se termină și videoclipul cu, cu cântatul cu publicul. Până la urmă, asta e satisfacția artistului, când publicul cântă cu tine, ești cel mai mulțumit. Deci dacă ai pomenit de prințesele tale, am văzut că ai tuns o ocheală pe cea mică. Da, mă, da, să-mi sătisească părul. Așa am procedat și cu Maria. Unii zic că nu e, alții spun că e. Am zis decât să-mi pară rău, așa am făcut și cu Maria. Așa cum Maria are un păr super da? Bogat. Probabil dacă nu tundeam, oricum genele noastre n-ai sunt, de unde să știi, dar exact. Am zis să nu ne pară rău, mai bine. Lasă că e bine, vine vara. Hai să-i prezentăm și pe colegii tăi. Carlos! Carlos Babani la percuții și bineînțeles și Raluca la percuții, da? Și, și Claudiu care a intrat la jumătatea piesei. I-a spus bună, ce intrare a avut. Cea mai tare intrare. Mulțumim foarte mult. Vă pup cu drag. Pe Facebook, pe YouTube, piesa dat share. E merită. Simplu, pe sentimente intense mă găsiți. Așteptăm like and share, mulțumesc. Da, cât mai multe coreografii și de ce nu locuri. Să și cântați cu noi. Stai, că imediat mai pregătim campanii de promovare. Facem și noi una prin stradă. Pe facem. Vedem. Păi la Piața găsim Romană, găsim un loc și facem o super coreografie. Mulțumim foarte mult, Pepe. Mua.